Așa cum stăm rugămintea la rugăciune. Tatăl nostru din ceruri, în numele și în meritele Domnului nostru Iisus Hristos, cu multă recunoștință ne închinăm înaintea Ta și în după amiaza acestui sabat și îți mulțumim căci este har îndeajuns din partea Ta ca să fim prezenți în locul acesta, să aducem închinarea noastră și onoarea și slava numelui Tău care se cuvine. Amin. Îți mulțumim din adâncul inimii. Sunt persoane care ar fi dorit să fie prezente cu noi aici, dar Tu cunoști motivele. Amin. Te rugăm să binecuvântezi pe fiecare în parte. Amin. Persoane care trec prin încercări deosebite în aceste clipe. Unii dintre ei au pierdut pe cei dragi. Amin. Te rugăm să-i mângâi, să-i încurajezi, să-i îmbărbătezi. Amin. Să ne ajuți pe toți să rămânem credincioși, ascultători la picioarele Tale și privirea noastră să fie ațintită către Mântuitorul nostru. Amin. Îți mulțumim. Binecuvintează, te rugăm, cuvântul din după amiaza aceasta. Amin. Binecuvintează pe fratele Nicu Butoi în prezentarea lui. Duhul Tău cel Sfânt să-L întărească, să-L ajute ca să îl prezinte ca venind direct din partea Ta și nu din partea unui om. Îți mulțumim și Te lăudăm prin Domnul nostru Iisus Hristos și acum și dorim și în veșnicia veacurilor nesfârșite. Amin. Amin. În această ocazie, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom concluziona micuța noastră incursiune în capitolul 9 al Evangheliei după Ioan. Este enorm de mult acolo, dar în cele câteva ocazii care le-am avut împreună, am putut să privim câteva reflecții ale acestei pietre prețioase ascunse în Scripturi. Astăzi însă
Avem ocazia să medităm și să reflectăm și să învățăm de la Dumnezeu triumful pe care Evanghelia l-are în viața unui om și finalul unei bătălii pe care trebuie să o poarte orice om din lume. Orice om care a luat asupra lui numele lui Iisus trebuie să fie pregătit, fiindcă și-a atras dușmânia de moarte a diavolului. Nu va scăpa niciunul care să nu fie cercat. Credința nimănui nu va trece așa de simplu. Satana v-a cerut să vă cearnă. Și cuvântul acesta se aplică la fiecare dintre noi. E sabat după amiază, sper că nu suntem așa de obosiți, poate am avut timp să tragem un pui de somn, cum spun românii. Chiar și cel ce predică, citeam că o parte, cea mai bună studiu uneori este un pui de somn înainte de predică, pentru că mintea lucrează mult mai bine. Altfel, citeam despre un copil că a întrebat-o pe mama sa: mamă, până la cât ai numărat tu cel mai mult? Avea vreo 5 ani el. Până la cât ai numărat? Mama sa zice: nu știu. Dar tu până la cât ai numărat cel mai mult? Până la 5732 am numărat. Și de ce te-ai oprit acolo? S-a terminat predica. Sper să nu se întâmple așa cu noi în după amiaza aceasta. Mai ales că tema noastră din această după amiază este ținta și destinația și triumful planului lui Dumnezeu cu cel ce vrea să stea în picioare și cu cel ce alege să rămână lângă Dumnezeu. Partea noastră nu este puterea, nici tăria. Nu prin putere, nici prin tărie se fac aceste lucruri, ci prin Duhul Domnului. Dar Dumnezeu va onora întotdeauna alegerea noastră. Așadar, să revenim în cadrul capitolului 9 și aș dori să legăm puțin întâlnirea noastră de dimineață cu momentul acesta de studiu, în care omul este expus atacurilor din diferite direcții de către oameni care ar fi trebuit să recunoască limitele lor. Și azi dimineață, la expresia aceea înfricoșătoare a unor oameni: tu ne înveți pe noi, care a spus oamenilor acest lucru și care mai târziu au spus chiar lui Dumnezeu și care nu și-au văzut limitele lor. De obicei, omul care refuză să învețe de la oameni, refuză și de la Dumnezeu. Și fiecare dintre noi putem să fim ispitiți în acest domeniu. Putem să ne dăm seama cât de influențați suntem, cât de firești suntem noi când e vorba să judecăm, când e vorba chiar să credem sau să explicăm Scriptura, cât de influențați suntem de ochelarii pe care îi purtăm. Și nu este nimeni care nu poartă ochelari, chiar dacă unii dintre noi nu avem, dar nu este nimeni care nu poartă ochelari, fie denominaționali, fie omenești, fie de o natură sau alta, dar fiecare privește lumea prin ochelarii lui. Știți că undeva un copil era cam neastâmpărat, probabil că a fost o predică mai lungă, îmi imaginez. Și un cetățean îi spune altuia de lângă el, n-a mai putut să reziste de nervi, și îi spune celuilalt de lângă el, când l-a văzut pe ăsta că tot se jucase, era pe acolo și nu mai avea răbdare deloc, și îi spune: oh, i-aș trage două palmele ăsta, dar l-aș zbura de acolo, nu altceva. Și cel de lângă el spune: și eu i-aș trage dacă ar fi fiul tău. Oh, s-o zice, este fiul tău, scuză-mă, te rog. Nu-i nicio problemă, zice, că dacă se întâmpla chestia aceasta, avea o experiență frumoasă și tu, că nu te-ai mai rugat cu fața la pământ de multă vreme, și așa că acum ar fi fost prilejul dacă era fiul tău. Imediat s-a schimbat valoarea când era vorba să fie fiul lui. Condamnăm anumite păcate cu vehemență când e vorba de copiii altora sau de altcineva. Când ajunge nenorocirea la noi acasă, în familia noastră, deodată devenim foarte umili. Și toți suntem ispitiți aici. Am un prieten care nu de mult a stat într-un proces împotriva soției unui alt slujitor al altarului, care a picat în păcatul desfrânării. Și pe motivul acesta, omul acesta a făcut tulburare grea, luptând împotriva păcatului. Când e vorba să lupți împotriva păcatului, o faci cu tot sufletul când e vorba de altul. Dar nu la multă vreme după aceea, copilul lui a ajuns implicat în așa ceva. Și minorul
și minora au devenit părinți. Nu de mult timp. Și tonul, și cuvintele, și argumentele s-au schimbat imediat când e vorba de copilul tău. Și când e vorba de cel din casa ta. Și când e vorba de cel pentru care ești interesat. Și când e vorba de o problemă în care un om caută să placă celui de lângă el. Este o ispită grea aceasta pentru noi, ca ființe omenești. Cel vindecat de orbirea lui n-a avut niciun interes să se despartă de adunarea unde crescuse ca orb, unde a cerșit toată viața lui și oamenii de acolo din adunare l-au ajutat. Le cunoștea glasul, le cunoștea pașii, orbii au un simț extrem de ascuțit. Știa tot despre ei. Și după cum Martin Luther n-ar fi vrut niciodată să se despartă de biserică, nu i-a trecut prin minte că se va întâmpla așa ceva. Orbul acesta nu a gândit vreodată că vederea va ajunge să-l despartă de biserică din cauza aceluia care i-a dat vedere. Și este ispita aceasta pentru noi să căutăm să placem oamenilor totuși. Să le facem pe plac, să le vorbim pe plac, să facem lucruri care știm că, cu care știm că ei sunt de acord. Există această ispită și de multe ori mintea noastră nu mai este creștină sau spirituală, ci devine minte politică. Cum să fac și cum să mișc lucrurile în așa fel ca să cad în picioare și ca să plac acestor oameni. Dar, frați iubiți, este o încercare zadarnică. Noi nu am fost niciodată chemați, niciunul dintre noi, să placem oamenilor. Cui placem, placem și cui nu placem, nu placem. Nu este niciun fel de problemă. Nu vreau niciodată să plac celui ce nu-i plac. N-aș vrea să intru pe gâtul nimănui. Dar aș fi distrus în sufletul meu să știu că nu plac lui Dumnezeu. Acolo mi-ar pieri pofta mâncării. Nu m-aș supăra niciodată pe cineva căruia nu-i plac. De ce trebuie să plac la toată lumea? Nu toată lumea iubește același fel de mâncare. Și pentru ce ar fi cineva obligat să-i placă ce-mi place mie? Niciodată. Dar când e vorba de a place lui Dumnezeu, uitați-vă că aceasta a fost suprema culme pe care a atins-o oamenii lui Dumnezeu. Ei au sfârșit cu acest incomparabil grad, plăcut lui Dumnezeu. Abel și-a încheiat drumul după ce a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Iar cei care au încercat să placă oamenilor au sfârșit într-o cumplită mizerie. Atât în experiența vieții, cât și în conștiința lor. Pentru că sfârșitul se știe de la început. Cu cât vei încerca să placi mai mult și cu cât vei compromite cuvântul lui Dumnezeu sau îl vei călca în picioare în dorința de a place oamenilor, cu atât vei merge mai jos, mai mizerabil, mai lipsit de orice fel de lumină și de fericire, indiferent ce vei face. De aceea Apostolul Pavel spune, caut eu să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș predica pe Hristos, aș predica altceva care știu că e muzică plăcută la ureche, la urechea medie sau internă, ciocănelul bate frumos când aude ceva pe limba lui, știți? Și aș căuta să plac oamenilor. Dar spune el, dacă aș căuta să plac oamenilor, nu pe Hristos aș predica, ci aș predica tăierea împrejur, aș predica alte lucruri ca să plac oamenilor, dacă e vorba că... Dar niciodată nu a fost chemarea noastră de creștini aceea de a place oamenilor. În mod natural, acelora care iubesc pe Dumnezeu le vom fi plăcuți. Și în mod natural, acelora care urăsc pe Dumnezeu le vom fi neplăcuți. Și de ce am face un efort în direcția aceasta? Ca să placem cui nu placem. Omul acesta vindecat avea o singură țintă în viață, să placă celui care l-a vindecat. Asta era tot. Și Domnul Iisus era bucuria sufletului lui. N-a depus niciun fel de efort, nici să placă părinților lui. O mulțime de oameni ar fi suferit teribil o așa rupere, să trebuiască să te rupi de părinții tăi, să fii tăgăduit, trădat, vândut de părinții ei sau detașat de el. El a trebuit să rămână acolo. Să te desparți de prieteni, de vecini, de cunoștințe, să pierzi absolut orice sprijin pe care l-ai avut. Dar n-a încercat nicio clipă să placă. Decât lui Dumnezeu. Citeam că undeva un preot, e o parabolă aceasta, venise la o parohie și nu le plăcea la toată lumea de el. Și făcea eforturi ce nu s-a pomenit să placă oamenilor. Și cu cât făcea eforturi mai mari, cu atât îl priveau cu mai mult dispreț.
Și făcea tot felul de lucrări și mai mult decât trebuie și dădea tot ce avea și se lupta săracul. Era un om extraordinar de credincios. În sfârșit, la doi dintre oamenii din parohie, li s-a muiat inima într-o zi și a zis, parcă n-ar fi chiar așa de urât și de rău cum apare popa ăsta. Hai să-l luăm și pe el la pescuit într-o zi. Și l-au luat. Și-au plecat pe apă și au pescuit. Când a venit prânzul, își dau seama că de fapt au uitat geanta cu mâncare la debarcader, acolo unde s-au. Vai, ce face? Și erau departe, departe pe apă. Preotul foarte amabil, ca întotdeauna gata să servească, a spus, stați liniștiți, nu-i nicio problemă, pescuiți liniștiți că mă duc eu repede să aduc. Și coboară din barcă și începe să meargă pe apă, către țărm. Și în timp ce mergea, ăștia doi din barcă se uită în urma lui și unul dintre ei dă din cap. Tu nu vezi ce nepregătit e asta, nici măcar nu știe să nuate, uite-te la el. Orice vei face nu va place oamenilor, de ce ai mai pune efort să faci aceasta? Și de ce ai ajunge până la urmă să te desparți de Dumnezeu ca să placi cuiva? Ca să rămâi în cele din urmă cu neplăcere față de Dumnezeu și cu neplăcere față de oameni? Asemenea lui Pilat, care încearcă să placă oamenilor cu orice preț, chiar cu prețul lui Iisus, și sfârșește prin a cădea într-o cumplită disgrație. De ce ai încercat acest lucru? Admir omul acesta care în liniștea lui, în pacea sufletească și în bucuria pe care o are, nu se înclină în nicio parte. A ancorat în Domnul Hristos și rămâne ancorat acolo cu orice preț. Și dacă observați, Domnul nu face minuni pentru el. Nici măcar nu îi se arată. Dacă se întâlnea cu el pe stradă, nici nu-l cunoștea pe Domnul. Nu îi se arată, nu face minuni. Îl lasă liber, liniștit, ca să-și manifeste și să-și exprime credința lui. Și câștigă războiul acesta. Am studiat noi aseară un puțin ce a însemnat darea lui afară din adunare. L-au exclus. Când au văzut că nu pot să facă din el ce vroiau să facă ei, atunci l-au exclus. Dar unde l-au exclus? Vreau să vă întreb, l-au exclus sau l-au inclus? Ce ziceți? L-au și exclus, într-adevăr. De unde l-au exclus? Din tabăra celor ce nu credeau în Iisus, a celor ce urau pe Iisus, a celor ce vroiau să fie în locul lui Iisus, de acolo l-au exclus. Vrea cineva să fie membru acolo? Nu avem nevoie de membership, de membrie aceasta, să o țină pentru ei, cui le trebuie. Știți că printre noi a circulat o vorbă, cum că ar fi scrisă, nu știu unde, nu este scrisă. Comunități întregi în frunte cu predicatorii lor vor merge la foc. S-a citat mult vorba aceasta, de când sapă lumea după ea, nu s-a găsit scrisă. Nicăieri și nu este scrisă, într-adevăr. Dar vreau să spun că este reală totuși. O comunitate care respinge pe Iisus, cu un pastor în fruntea ei care respinge pe Iisus, destinația ei aceasta este. Cu alte cuvinte, pentru ce s-ar lupta omul acesta să rămână membru într-o adunare care a respins pe Iisus? De ce aș vrea eu să fiu acceptat și primit acolo unde Domnul și Mântuitorul meu nu a fost primit? N-aș accepta așa ceva. Împărtășeam cu dumneavoastră o împrejurare foarte cumva tulbure pentru noi, în care cineva promisese că vrea să facă o donație pentru construcția acestei case de rugăciuni când noi am început. Și a spus în cuvinte ferme și clare, vreau să dau acest lucru și vreau să ajut la acest proiect. Am fost extrem de fericiți în inima noastră, după care, în Biblie zice, i-a părut rău și a ascuns banii împreună cu soția lui sau cu soțul ei și nu s-a mai întâmplat nimic de atunci. Și după un timp m-am pomenit că mi se făcea mie un cadou, mi se dădea mie un dar, care era tocmai acela care trebuia adus aici. Vreau să îl dau pentru lucrare, să îl iei tu. Și am zis, acolo unde nu s-a calificat Domnul Hristos, să mă calific eu, să mă duc eu și să iau ceea ce nu i-a fost dat lui. Nu, lasă-mă că am învățat meserie de la fratele Vâlciu acum, știu să vând boilere, aragaze, toate treburile astea, merge extraordinar. Lasă-mă cu meseria aceasta că e mult mai bună decât să iau ceea ce Domnului meu nu i-a fost dat și să-mi fie dat mie. Pentru ce m-aș lupta să câștig favoarea unor oameni care nu iubesc pe cel ce m-a iubit pe mine până la moarte? De ce mi-ar trebui așa ceva? Și atâția oameni au murit luptând pentru acest lucru. De ce mi-ar trebui aceasta? L-au exclus din clasa și categoria acelora care nu iubeau pe Iisus,
Dar odată cu excluderea l-au inclus în clasa și categoria acelora care iubeau pe Domnul Hristos și care trăiau pentru El și îl urmau. Biblia scrie, Iisus a auzit că l-au dat afară. Însemnează că totuși n-a fost ușor pentru El. Ori și oricine ar fi, nu este ușor. Însemnează că l-a durut. Sunt atâtea procese de acest gen în care oameni sunt dați afară din biserici. Unele dintre procesele acestea sunt adevărate mascarade. Sunt, așa cum le numește Ellen White, batjocuri solemne. O batjocură la adresa lui Dumnezeu făcută în mod solemn. Într-o biserică undeva a apărut o domniță însărcinată. Cu cine însărcinată? Păi cu un domnișor tot de acolo din adunare. Excludere fraților pe loc. Da, mi se pare normal. Cine? Exclusă numai ea pentru că el era nepotul nu știu cui și el a rămas în continuare acolo. Astfel de lucruri care sunt batjocuri solemne sau mascarade, totuși au rupt inima unor oameni. O doamnă spunea, zice, niciodată n-am simțit cuțitul trădării decât atunci când oamenii au spus, totuși, pe agresor nu-l vom da afară pentru că are niște talente. Și datorită talentelor nu a fost dat afară, în schimb au dat-o pe ea afară și mărturia ei și a și sfârșit viața nu la mult timp după lucrul acesta. Iisus a auzit că l-a dat afară și el a intervenit imediat ca să umple golul acela, ca să întâmpine suferința aceea a omului aceluia, care lăsa în spate o istorie și o familie și lăsa în spate experiența lui de o viață, era un om în toată legea acum și multe te leagă de o biserică cu care ai mers, cu care ai călătorit atâta timp, mai ales cu care ai fost implicată în lucrarea lui Dumnezeu. Ori încotro ți întorci ochii, e ceva de care ți-aduce aminte. Și Dumnezeu știe aceasta. Și scrie Scriptura, când a auzit că l-au dat afară, l-a găsit și i-a zis, acum, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, cine este Doamne ca să cred în El? Niciodată nu-l văzuse pe Iisus, dar credea în El. Ferice de acela, i-a spus Iisus lui Toma, care nu a văzut, dar a crezut. Ferice de acela care a simțit binefacerea lui Dumnezeu, deși nu l-a văzut pe Dumnezeu. Dar nu poate să nu mărturisească faptul că Dumnezeu a intervenit pentru el. Și că Dumnezeu s-a amestecat în lucruri mărunte ale vieții lui. Ferice de acela care n-a văzut și a crezut. Cine este Doamne acesta ca să cred în El? De cele mai multe ori copiii lui Dumnezeu sunt suspectați. Și de cine sunt ei suspectați? Sunt suspectați tocmai de aceia care fac unele lucruri și cred că toți ceilalți fac la fel. Ellen White spune, cine suspectează pe altul nu gândește altceva decât ce ar face el dacă ar fi în locul celuilalt. Și de câte ori cineva nu poartă pe spate blamul acesta? De câte ori nu este privit, se șoptește la ureche de colo-colo. Și vorba aceea, cum spune Cartea Proverbelor, nebunul răspândește bârfelile, le duce mai departe, devine poștașul satanei, primește ceva, știi ce am auzit și duce mai departe. Și un om poartă blamul acesta. Dar cel ce cunoaște pe Iisus este fericit, pentru că el povara aceasta care îi se pune pe spate, o pune imediat pe umărul lui Iisus. Aruncați asupra lui poverile voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Scrie cineva urât de tine și știi că nu este așa. Atunci ia scrisoarea aceea frumos și trimite-o e-mail lui Iisus. Pune acolo Iisus și dă click, trimite-o la destinație. Așa a făcut Ezechia, regele. A luat scrisoarea aceea de batjocură și a așezat-o frumos pe altar și a spus, citește Doamne. Pentru că el știa cuvintele lui Iisus, oricine v-a făcut vouă aceste lucruri, mie mi-a făcut de fapt, nu vouă. Oricine v-a făcut binele acestea vouă, mie mi-a făcut de fapt, nu vouă. Cine este Doamne ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel ce vorbește cu tine, acela este. Sunt cuvinte pe care nu le-a spus Iisus niciodată preoților. Nici în noaptea aceea când se părea că l-ar scăpa de la moarte dacă ar spune cine este. Spune-ne până când ne ții sufletele în cordare. Ești Fiul lui Dumnezeu? Scriptura spune scurt, Iisus tăcea. Dar nu s-a dat înapoi să vorbească cu femeia aceea
samariteancă, nu s-a dat înapoi să vorbească cu ea, care trecuse de 5 ori prin experiența unui dezastru în viața ei de familie. De 5 ori a trecut pe acolo. Și Iisus stă de vorbă cu ea și îi spune ceea ce n-a spus marelui preot. Așteptăm pe Mesia, eu cel ce vorbesc cu tine sunt acela. Și Iisus spune orbului acestuia ceea ce n-a spus la altul. Eu care tu te uiți la mine în clipa aceasta, cel pe care îl vezi tu, el este acela. Și Scriptura spune în versetul 38, cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Într-adevăr, răspunsul acesta triumfal și finalul acesta este rodul lucrării lui Dumnezeu. Un om singur, fără nicio putere, n-ar fi putut să stea în picioare să ajungă în locul acesta. Evlavia însoțită de mulțumire este o mare câștig. Atunci când ai simțit mângâierea cerului și laurii biruinței pe fruntea ta, întoarce-te către Dumnezeu cu mulțumire, că ați observat ce se întâmplă pe noul pământ, cei mântuiți își iau coroanele și le așează la picioarele Domnului. Acolo este locul lor. Știți ce zic ei prin aceasta? E un gest simbolic acesta. Știți ce zic ei prin aceasta? Ei zic simplu, biruința este a Domnului Dumnezeului nostru. Noi într-adevăr purtăm coroana, dar nu noi merităm coroana aceasta. Cel ce a purtat coroana de spini merită coroana aceasta. De aceea ei așează coroanele lor acolo. Omul acesta a ajuns aici fiindcă a fost sprijinit de Dumnezeu. Pentru că Duhul lui cel bun și sfânt a stat lângă el să-i inspire răspunsurile pe care să le dea. I-a pus gânduri și simțăminte, l-a încurajat, l-a întărit. Era destul ca omul acesta la un moment dat să se descurajeze, să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu și de frică sau de dragul oamenilor sau de teama necunoscutului sau de intimidarea pe care o exercitau asupra lui. Era destul la un moment dat să accepte frica în sufletul lui. Băi, dar ce se va întâmpla cu mine de acum încolo? Nu mai am familie, nu mai am prieteni, nu mai am biserică, nu mai am servici, nu mai sunt primit nicăieri, sunt dat afară de peste tot, sunt privit ca un ciumat. Ar fi fost destul să se descurajeze. Însă faptul că era privit cu iubire de Iisus a fost suficient de puternic ca să contrabalanceze această grea povară. Satana nu se va da înapoi, prieteni iubiți, de la niciun mijloc pe care îl poate folosi dacă ne poate despărți de Iisus. De la niciun mijloc nu se va da înapoi. Ba dimpotrivă, Mântuitorul a spus, omul va avea de dușmani chiar pe cei din casa lui. Omul va trebui să stea pentru credința lui cu propria lui viață. Veți fi urâți de toți din cauza acestui nume, dar nu uitați, nu e totul. Veți fi urâți de toți, dar veți fi iubiți de Dumnezeu. Ce folos dacă ați fi iubiți de toți, dar nu ați fi plăcuți lui Dumnezeu? Cui ar folosi așa ceva? Și dacă ești iubit de Dumnezeu, oare să-ți lipsească totuși ceva? Când aud oameni care îmi spun că sunt plictisiți. Cum adică poți să spui că ești plictisit, tu copil al lui Dumnezeu, tu care umbli cu Dumnezeu, care știi prezența lui Dumnezeu, cum să te plictisești, omul? E posibil așa ceva? Au fost frați care au fost zidiți în celule și au stat acolo ani nesfârșiți, dar niciodată n-au pronunțat cuvântul plictiseală. De ce? Pentru că Mântuitorul lor era cu ei în permanență. Nu ajunge ziua și e prea scurtă noaptea ca să fim în comuniune cu Domnul Hristos permanent. Să fie oare vreo formă de plictiseală, de oboseală, de săturare, să fie vreo formă din aceasta în relația dintre noi și Domnul Hristos, ceva nu e în ordine atunci. Prezența Lui ne însoțește ca o umbră oriunde ne mișcăm pe pământul acesta. El este sursa bucuriei noastre, El este inspirația noastră. El este motivul nostru de a trăi sau de a muri. Când ai pentru cine, cu bucurie o faci. E o problemă și un chin când nu ai pentru cine. Atunci o faci, dar parcă n-ai mai face-o. Dar dacă ai pentru cine, atunci și viața, și ce ai și ce nu ai, toate sunt puse la mijloc. Ce frumoasă încheiere are istoria aceasta. Cred, Doamne, și omul acela i s-a închinat. Prieteni iubiți, lumea în care trăim este o lume reală și noi care stăm pe aceste scaune ne numim creștini. Și poate ni s-ar pare că o întrebare ca aceasta ar fi cumva în plus. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?
Credeți că e posibil să trăim și să pronunțăm acest nume, să cântăm, să ne rugăm, să predicăm despre așa ceva și totuși să nu cunoaștem pe acesta? Credeți că e posibil lucrul acesta? Cam ar fi, nu? Să ne întoarcem pentru o clipă la un om care nu a umblat cu o carte la subsoară cum umblăm noi cu Evanghelia, ci a umblat chiar cu persoana. Se numește Filip. A mers chiar cu Domnul Iisus. Și la un moment dat are o rugăminte serioasă. Adică, Doamne, am văzut atâtea argumente, dar n-a fost chiar așa convingătoare. Știi? Am văzut furtuna pe mare, am văzut învierea lui Lazar, am văzut toate trebușoarele acestea, dar n-a fost suficient. Uite, am mai vrea un argument, am mai vrea să ne mai faci o demonstrație, încă o dată. Da. Arată-ne pe Tatăl și dacă ne arăți pe Tatăl din clipa aceea, gata, te-am primit, te-am admis, te-am iertat de toate și te primim dacă tu ne arăți pe Tatăl. Și atunci Mântuitorul i-a spus, nu descoperirea Tatălui îți lipsește ție, nu de asta ai tu nevoie acum. Și zice, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Ai umblat cu mine, ai văzut minunile mele, ai ascultat predicile, ai văzut lucrarea lui Dumnezeu cu mare putere și nimic nu ți-a schimbat sufletul pentru că nu ai cunoscut pe Cel ce face aceasta. De atâta vreme sunt cu tine și nu m-ai cunoscut. E posibil ca să fim în credință de atâția ani și totuși să nu cunoaștem pe Mântuitorul despre care vorbim? E posibil să-L cunoaștem încât să-L predicăm altora peste tot, dar să nu-L fi primit niciodată cu adevărat în inima noastră. E posibil așa ceva? E posibilă experiența aceasta pentru copiii lui Dumnezeu? Și vreau să ne întoarcem la lucrurile pe care le-am învățat în prima noastră seară, când am început explorarea acestui capitol. Cel mai greu cu putință în ce privește primirea lui Iisus, lucrarea cea mai grea de făcut este pentru cei care poartă numele lui Iisus. Evanghelia lui Ioan spune, a venit la ai săi. Și? Ai săi nu l-au primit. Ei erau ai săi, dar el nu era al lor. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem mântuiți de Mântuitorul nostru, dar el nu este al nostru. Iubiți frați, nu știu ce motiv ar putea împiedica pe cineva. Nu știu ce este în viața ta, dar știu sigur că undeva Satana va lupta până la ultimul milimetru ca să se așeze între tine și Mântuitorul tău. Este o cântare în engleză, o superbă cântare, care spune nimic între mine și Salvatorul meu. Inima este deschisă, prezența lui locuiește în mine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, spune Pavel, o trăiesc în așteptarea venirii Lui și a întâlnirii mele cu El. Crezi Tu în Fiul Lui Dumnezeu? Cred, Doamne, a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus i-a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Din care categorie facem noi parte? Noi suntem dintre cei ce sunt dintre cei orbi sau dintre cei ce văd? Ce credeți? Noi suntem dintre cei ce văd? Ce însemnează asta, să, frate Țiru, să dați așa din cap? Ce însemnează? A, dintre amândouă categoriile suntem? Așa zicem? Păi cum, adică una zicem și una facem sau... Da, vreau să insist, vă rog, că nu aveți cum să scăpați, ușa e închisă aici. Nu încercați să evadați. Din ce categorie facem noi parte conform descoperirii Evangheliei? Nu răspundem din burtica noastră, nu e cazul. Noi facem parte dintre cei orbi sau dintre cei ce văd? Dintre cei orbi? Poți să dovedești lucrul acesta? Dacă nu avem lumina lui Iisus, suntem orbi. Dar aceasta e o generalitate, dar la modul concret, noi care suntem aici, generația noastră, cei care suntem aici, care este, cum ne descrie pe noi cel ce are ochii ca para focului? Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, cum? Orb. Ce însemnează orb? Da, dar poate că ai experiență la piață și le discern până la urmă. Nu te vezi cum ești.
Niciunul nu ne vedem. Ce însemnează orb? În lumina capitolului acestuia pe care noi l-am citit și a cărții Apocalipsa, capitolul 3, ce însemnează orb? Este omul care nu vede pe Iisus și care nu îl are. Unde se găsește Iisus pentru Laodiceea? În afara ușii, proiectul 20. Zice, iată, eu stau la ușă și bat. Oh. Atunci, citind scriptura aceasta, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Cui îi este făcută făgăduința aceasta a prezenței lui? Cui îi este făcută? Celor ce văd sau celor orbi? Celor orbi. Noi suntem beneficiari acestei făgăduinți, fraților și surorilor. Noi din Biserica Laodiceea, din ultima biserică din istoria pământului acestuia. Cum vom ajunge noi care suntem orbi și nu vedem pe Iisus? Cum vom ajunge noi pentru care Iisus este la ușă și bate? Aici nu scrie că bate la ușa lumii, ci scrie bisericii Laodiceea, spune-i treaba aceasta. Cum vom ajunge noi ca lucrarea aceasta pe care a promis-o Dumnezeu în încheierea acestei epistole și care este... Haideți să deschidem Scriptura, cine are Biblia să deschide de grabă Apocalipsa capitolul 3 și să citim cea mai frumoasă și spectaculoasă făgăduință care a fost făcută vreuneia dintre biserici. Citiți-le pe toate și veți vedea că nu este... Deci una dintre ele nu se poate compara cu aceasta. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. S-ar putea să te revolți acum, după mulți ani pe care i-ai pe ștate, știi, ai servici lung de când e aici sau după multe realizări pe care le-ai pus acolo în palmaresul tău, și s-ar putea să te revolți și să zici doar n-o fi și noi orbi. S-ar putea să te supere treaba aceasta. Dar dacă te superi oricât de tare când ești bolnav, nu te faci sănătos pe bază că te superi. Nu. Supărarea duce la mai rău puțin decât a fost înainte. Pentru că zici aceste lucruri și nu știi, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Sunt bogat, zici tu. De ce zici lucrul acesta? Pentru că e frumos să fii bogat, ești copilul împăratului. Copilul împăratului n-are voie să umble în zdrențe. Tu ai în sânge acest lucru, ca să fii în abundența tatălui tău. Dar se întâmplă că tu ți închipui că ești bogat, dar nu ești bogat. Dacă vrei să te îmbogățești cu adevărat, te sfătuiesc să cumperi de la mine aurul credinței în Domnul Iisus Hristos, curățit prin focul încercărilor prin care am văzut că a trecut omul acesta. Cumpără de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești cu adevărat, să fii bogat cu adevărat. Astăzi după amiază, un frate ne spunea la masă, zice, cunosc o familie de creștini, sunt mari muzicieni toți, cântă prin tot felul de adunări și la un moment dat erau într-un loc și mâncau toți acolo. Și adunaseră, n-au fost bani de ajuns ca să plătească pentru toată lumea o masă la restaurantul acela și atunci au plătit mai puține, dar împărțeau între ei acolo. Și la o masă alăturată era altcineva care într-adevăr dispunea de tot ce se putea spune. Dar omul acela s-a ridicat și s-a dus la masa aceasta unde ei împărțiseră trei porții pentru 5 persoane. Asta împărțiseră la masa acolo. S-a dus de la masa lui omul acesta, care avea 5 porții pentru o persoană, și s-a dus la masa aceea acolo și i-a spus tatălui familiei acestea, domnule, ești un om bogat. Adevărata bogăție nu se măsoară cu măsurătorile acestei lumi. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc dacă vrei să fii bogat. Scrie mai departe Scriptura, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. La școala de sabat în dimineața aceasta
Am avut o foarte frumoasă și vie dezbatere și cred că am trecut cu toții prin studiul acesta. Ne gândeam la starea psihică și psihologică a cetățeanului care a refuzat haina de nuntă. Încercați să vă așezați în locul omului acela, să intrați în sala de nuntă cu haina ta. Știi că ai zis nu celeilalte pentru că a ta ți s-a părut excepțional de frumoasă. Ți s-a părut albă ca zăpada. Te-ai uitat la tine și ai zis oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și ai zis, n-are cine să fie decât eu. Și când ai intrat în sală, închipuiește-ți, te rog, să stai în sala aceea îmbrăcat cu haina aceea, care știi că nu e aceea, dar ai luat-o, știi? Ai intrat cu ea acolo, seamănă extraordinar de mult, însă pe măsură ce stai acolo, îți dai seama că nu prea seamănă chiar așa de mult. Închipuiți-vă starea în care omul acela aștepta pe mire să vină. Cum îl așteptau ceilalți oameni? În câtă bucurie, în câtă libertate, în câtă fericire. Din clipă în clipă aștept. Cum aștepta el? Am citit despre doi care veneau într-un vagon către Chicago după războiul de secesiune. Și era un gardian acolo în vagon. Și când s-a strigat Chicago, unul a sărit drept în sus de fericire, iar celălalt, cum spune proverbul, omul vine în lume plângând și pleacă oftând din această lume. Exact așa a oftat odată din băierile subțului. Era un trădător care de fapt era legat de bancă și la Chicago urma să fie judecat. Și când s-a strigat Chicago, unul a strigat de bucurie că ajunsese acasă, iar celălalt a înghețat de nenorocire și nefericire că ajunsese acolo unde de fapt ar fi trebuit să nu ajungă niciodată. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci cu ele. Ce tensiune este pe omul care nu e îmbrăcat în haina lui Hristos. În ce mizerie, în ce suferință, în ce încordare care pur și simplu duce la nebunie, așteaptă el venirea Domnului. Știe că nu e îmbrăcat cu ce trebuie. Și când își îmbată creierul și mintea se amorțește că o să fie primit, că o să treacă, e câte o zi bună, îi se pare că o să treacă, o să fie primit, e câte una rea când intră în panică și își dă seama că nu va trece niciodată examenul, închipuiți-vă prin ce stare de schizofrenie se rupe mintea în cap pentru un om care nu e îmbrăcat în haina lui Iisus. Și uitați-vă la ceilalți cum jubilează și cum așteaptă și în clipa când s-a strigat, iată mirele vine, toată lumea explodează în fericire, mai puțin un om care este în tensiune teribilă. Duhul nu-i dă pace, nu are pacea minții, nu are aprobarea lui Dumnezeu, așteaptă înșelat că poate, poate va scăpa și va trece. Dar va scăpa? Nu. No. Scriptura zice, cum a intrat acolo, s-a uitat la el, primul. Și a spus, cum de a intrat aici cu așa ceva? Trimiteți-l la locul pe care l-a ales el. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe, să te îmbraci cu ele, să te acoperi. Te sfătuiesc să faci acest lucru. Te sfătuiesc să iei de la mine doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. De la mine. Nu mai pune tot felul de picături, că nu merge. De la mine. Când ți-o unge Dumnezeu ochii, când ți-o unge Domnul Hristos ochii, când El îți va da doctoria aceasta, atunci vei vedea. Este aspră, într-adevăr, imaginea aceasta. Este grea. Este parcă dură și chiar brută la un moment dat. Să vezi pe cineva care este în culmea fericirii și plutește bogat, îmbogățit și nu duce lipsă de nimic. Și deodată să-i spună unul, băi, tu știi cine ești, tu știi care e situația ta? Ți se pare că este ca un șoc din acesta termic, teribil. Te aruncă din apă caldă, unde plutești fericit, direct într-o apă înghețată, deodată. O, Doamne, de ce nu-l iei mai blândișor, așa, mai vopsit un pic, mai să nu chiar așa să simtă? No, Domnul ne spune de ce. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Dacă nu l-aș iubi, nu i-aș spune adevărul așa cum este el în Hristos. Pentru că sunt oameni care nu se mai pot trezi decât cu un șoc electric acesta, extraordinar, cu diferența aceasta prăpăstioasă dintre ceea ce la Odiseea și închipuie că este și ceea ce este de fapt. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te! Frați iubiți, vom încheia aici, mai avem câteva minute. Vă rog să-mi spuneți care e lucru de care trebuie să ne pocăim noi la Odiseea. Gândiți-vă. De orbirea noastră. Cum?
Să ne pocăim de pocăința noastră. Da, există, există astfel de... Și de mândria aceasta spirituală. Da. Este un singur lucru pentru care trebuie să ne pocăim și care ascunde și îmbracă în sine pe toate celelalte. Să ne pocăim de faptul că Iisus se găsește dincolo de ușa noastră și bate la ușa noastră și nu înăuntru casei noastre, în centrul lucrării noastre, pe amvon înaintea noastră, în lumina care vine de la tronul lui Dumnezeu. Acesta e lucru de care trebuie să ne pocăim noi toți. Să ne pocăim de închipuirea noastră despre noi. La un moment dat când îți dai seama care este adevărul, te rușinezi când vezi ce lucruri bombastice și umflate ai spus despre tine și de fapt cum stăteau lucrurile când oamenii ți-au văzut adevărata față. Este o prăpastie teribilă aceasta. Dar Biblia spune, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Pentru că eu mustru și pedepsesc pe acel pe care îl iubesc. Și dacă spune pocăiește-te, însemnează că la Odiseea poporului Dumnezeu nu a trecut frontiera păcatului, n-a intrat pe drumul dincolo, n-a trecut dincolo de punctul fără întoarcere. N-a trecut de acolo. Domnul spune, întoarce-te. Întoarce este, cum e la Cascada Niagara, o linie unde se spune, is the point for, of no return. Ai trecut de punctul acela, nu mai e posibil să te întorci înapoi, niciodată vei fi dus. Dar la Odiseea este aici încă. Este aici încă. Este o carte scrisă de Moberg. El arată 5 stagii prin care trece orice biserică. Aceea de formare, aceea de dezvoltare, de maximă productivitate și înflorire, aceea de a deveni o instituție și după aceea urmează moartea. Arată stadiile acestea 5. Dr. George Knight spune, noi suntem între stadiul 3 și 4. Este singurul loc în care și din care ne mai putem întoarce. După ce s-a trecut de stadiul acesta, drumul merge spre dezintegrare. Biblia spune, întoarce-te acum, încă te poți întoarce. Doctorul spune, vino acum la mine, încă putem să rezolvăm problema aceasta. Am trimis de fapt pe cineva la doctor. Am făcut toate aranjamentele prin telefon, m-am dat mai ales noaptea pentru că era timpul diferit. Și până la urmă persoana a ajuns la doctor. Am comunicat cu doctorul și am spus, spune-mi cum stau lucrurile. Și a spus, domnule, avea cancer la sân. A spus, domnule, este ultima scară de la ultimul vagon al ultimului tren. Dar încă este operabilă. Doamne, fi lăudat, m-am bucurat. Cineva a scăpat de la moarte, zic, foarte frumos. Când primesc un telefon de la doctor? Nicu, da, îmi pare rău. Pacientul tău a spus că se duce întâi până acasă și n-a mai venit niciodată. Și a sfârșit la puțin timp, în condiții cumplite. După ce doctorul spusese, auzi, e ultima scară de la ultimul vagon al ultimului tren, dar încă este. Întoarce-te, pocăiește-te și întoarce-te. Întoarce-te la Dumnezeu. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și acum, fraților, vreau să citesc cea mai spectaculoasă făgăduință care a fost dată vreodată omului muritor. Am un profesor aici cu care ne întâlnim marțea după amiază de obicei și cu care comunic și el nu vrea să audă de făgăduința aceasta. A spus, nu, asta este altceva. Și am spus, ce să facem dacă Dumnezeu a dat făgăduința aceasta? Nu suntem noi de vină. De vină e cine ne-a dat această făgăduință. Pe el să-l judeci. Și auziți ce scrie Scriptura aici. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Și am spus, ce ai tu cu Dumnezeu dacă el vrea să facă așa ceva? Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu. El așa a hotărât pentru Laodiceea. Așa scrie el Laodiceei. Cel ce va birui, acelui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este sigur faptul că Iisus a biruit și a șezut cu tatăl lui pe scaunul de domnie? E sigur lucrul acesta? La fel de sigur este și celălalt. El spune, acesta e termenul de comparație. Dacă e adevărat că eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul de domnie, adevărat este că cel ce va birui la Odiseea va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Și scrie Scriptura, cine are urechi să asculte ce zice
bisericilor Duhul. Și la aceasta Dumnezeu să ne ajute pe noi toți. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Tată, îți mulțumim din toată inima pentru marea făgăduință pe care am primit-o din Evanghelie în după-amiaza aceasta. Doamne, starea noastră este mult mai rea și mult mai grea decât ne putem noi închipui astăzi. Noi te credem pe tine pe cuvânt, nu impresiile sau părerile noastre despre noi. Cuvântul tău este adevărul, Doamne, și vrem să rămânem lângă acest cuvânt. Doamne, tabloul pe care îl pictezi tu despre noi este înfiorător, dar îți mulțumim că nu este fără speranță. Tu ești nădejdea noastră. Te rugăm din toată inima să ajuți, Doamne, ca în această luptă incredibilă în care suntem, să ne dai biruință în Domnul Iisus Hristos. Ajută, Doamne, ca în sfârșit ușa inimii noastre, ușa bisericii tale, ușa noastră a tuturor laodiceenilor să fie deschisă și Mântuitorul să fie invitat în casă. Să aducă cu el bogăție și haina neprihănirii și vindecarea și fericirea care urmează toate aceste lucruri. Vino, Doamne Iisuse, vino, te rugăm, în viața și în inima noastră. Doamne, făgăduința pe care Tu ne-o dai depășește puterea noastră de a înțelege, dar Tu ai promis acest lucru. Îți mulțumim și ne închinăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, de acum și până în veci. Amin. Să luăm loc. În numele și meritele Domnului Hristos, închidem ora serviciului divin din după amiază acestui sabat cu cântarea Rămâi cu noi, e ziua presfârșită.
Tatăl nostru, îți mulțumim pentru prezența ta în mijlocul nostru în acest Sabat Sfânt și pentru învățăturile minunate care le-am primit, care vin de la tine și din cuvântul tău. Amin. Tată bun, îți mulțumim pentru Duhul Sfânt, care ne-a scos din lumea aceasta, ne-a tras către tine și către cuvântul tău. Amin. Tată, te rugăm, ajută-ne să fim plăcuți înaintea ta. Amin. Și să rămânem cu tine până la sfârșit. Amin. Tată, te mai rugăm să ne ajut să credem în Domnul nostru Iisus Hristos, pe care Tu l-ai trimis aici, care s-a jertfit pentru noi ca noi să avem viață și să avem din belșug. Amin. Tată, te rugăm pentru fratele Vali, pentru fratele Butoi, care sunt chemați la lucrarea Ta. Dă-le puterea Duhului Tău cel Sfânt înduită. Ajută-i ca acolo unde merg și profesc cuvântul Tău să fie plăcuți înaintea Ta și să vestească adevărurile Tale. Amin. O, Tată bun, avem în mijlocul nostru bolnavi și suferinți și oameni care trec prin încercări deosebite. Te rugăm, Tată bun, o mână de alinare peste fiecare dintre ei. Ajută-i să nu-și piardă încrederea în Tine și cu toții să rămânem statornici până Tu vei veni. Amin. Ne stăm față încă o săptămână. Tată bun, Te invităm, mergi cu noi. Nu ne lăsa singuri. Ajută-ne ca săptămâna care ne stă în față să fie o săptămână binecuvântată de Tine și să mergem cu Tine zi de zi până când viața noastră va fi trecută la odihnă sau va veni Mântuitorul nostru. Amin. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și vei mai face. Dorim să fim cu tine aici și în veșnicii. Prin Domnul Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.